Hai să trăiți bine! Din păcate, începem ziua mai triști, deoarece Simona Halep a fost eliminată la Internaționalele Australiei. Vreau să fac și eu un mic comentariu vis-a-vis de această chestie. Românii nu prea pricep tenis. Sunt puțin dintre cei ce stau în fața televizorului și știu să formuleze o părere corectă vis-a-vis de acest sport, mai ales că în ultima perioadă România nu a avut performanțe și sportul național în țara noastră a continuat să fie fotbalul. Din păcate, acum în ultimii ani s-au înregistrat câteva performanțe, dar și acestea nu de nivel mondial. Câteva tururi în care s-au calificat sportivele noastre, atât la băieți, la fete, cât și la băieți, bineînțeles sportivi, nu sportivele noastre, am greșit formularea. Și deci, așa cum spuneam, românii nu ar trebui să fie supărați din două, trei motive și, ca să fiu pe scurt, am să vă spun de ce am făcut această afirmație. Păi, în primul rând, noi nu avem nicio contribuție la realizarea acestor performanțe, pentru că statul român nu a contribuit cu absolut nimic pentru ca aceste jucătoare să ajungă în circuitul mondial de tenis. În al doilea rând, nu avem de ce să fim supărați, pentru că, așa cum spuneam, noi ne-am născut mari comentatori de tenis după ce Simona Halep a reușit câteva să treacă câteva tururi prin turnele de mare șlem sau turnele mai micuțe considerate de categoria a doua. Noi ne legăm de orice performanță și ne place să discutăm, căci așa cum suntem 22 sau 21 de milioane de comentatori sportivi, ne putem transforma peste noapte în 21 de milioane de comentatori. Din comentatori de fotbal ne putem transforma în comentatori de tenis. Este simplu. Văzând un meci de tenis, deja ne pricepem fiecare să ne dăm cu părerea și de multe ori cădem în penibil dacă suntem ascultați de alte persoane care totuși au habar cu ce se mănâncă acest sport. Bineînțeles că contraperformanța Simonei este văzută ca o tragedie, mai ales în lumea politică românească, pentru că mulți încercau să se agațe de rezultatul ei și deja pe toate rețelele de socializare sau prin presă apăreau cu tot felul de mesaje de susținere, ca și cum Internaționalele Australiei ar fi început doar din semifinale și nu din primul tur. Un alt eveniment important al ultimelor ore a fost, eu zic, mult mai important decât această contraperformanță a Simonei. A fost dat celebrarea zilei de naștere a fostului dictator Nicolae Ceaușescu, pe care românii îl consideră în continuare ca fiind unul dintre cei mai buni oameni ce au condus această țară. Din păcate, îi aud pe toți vârstnicii și pe toți nostalgicii după vremurile de altă dată, spunând mereu că în acele timpuri totuși comuniștii sau Ceaușescu a făcut multe alte chestii pe care cei din zilele noastre nu reușesc să le realizeze. Într-adevăr, s-au construit coloși de beton și de fiare, dar să ținem cont că în acea perioadă când alții făceau autostrăzi, noi abia reușeam să legăm, să asfaltăm o șosea între două sate și circulația din România, nefiind una foarte densă, ne bucuram totuși că, vai de mine, ce realizare a făcut Ceaușescu. Ne mândrim cu Transfăgărășanu, dar să nu uităm câți oameni au murit acolo, ne mândrim cu Casa Poporului și la fel, cine știe câți oameni au pierit între acele ziduri. Cu toate aceste construcții de prost gust, mai puțin să zicem Transfăgărășanu, dar toate aceste construcții de prost gust, cum este de fapt și Casa Poporului, care aminteam mai repede, ne mândrim că Ceaușescu ar fi fost cel mai mare edil, cel mai mare constructor din toate timpurile pe care România l-a avut. Din păcate, cam așa stau lucrurile. Dacă noi suntem nostalgici după acele vremuri, ne merităm soarta și să trăim în continuare în mocirlă și mizerie. Totuși,
Eu mă dezic de aceste chestii și le-aș da peste bot tuturor celor ce cred că, virgulă, comunismul era o alternativă mult mai bună la democrație. Păi, în primul rând, după 90, așa cum spunea un pamfletar de pe la televizor, în 90, atunci când a apărut acest termen de democrație, nimeni nu știa cu ce se mănâncă și până ca lumea să se dezmeticească, pentru că poporul credea că democrația înseamnă să ne vindem țara străinilor, până să se dezmeticească, să înțeleagă cu adevărat acest termen, a venit bolșevicul de Iliescu, care ne-a pus capac. Aduceți-vă-ți aminte că la câteva luni după ce l-am înlăturat pe Ceaușescu, a venit la putere unul din fosta gardă a dictatorului și a reușit să obțină 85% din sufragii. Vă dați seama cam în ce mocilă ne scăldam și noi atunci ca și mentalitate. Nu am avansat nici în zilele noastre foarte mult, dar totuși prin deschiderea granițelor am reușit să pătrundem în alte democrații și să cunoaștem cu adevărat cam cu ce se mănâncă această democrație. Scuzați expresia. Mă opresc aici pentru că am ajuns la muncă și cineva tot face semn mereu să las filmulețul și să trec la muncă, pentru că sunt în America și nu în România. Aici orice minut se contabilizează și am uitat să vă spun, atunci când v-am prezentat unele aspecte despre modul de lucru în America, în mare ești plătit la oră și nu la zi, așa cum se întâmplă în Europa sau în România. Deci, din acest motiv, spuneam că orice minut se contabilizează și dacă încalci regulile, riști să pierzi bănuți. Ok, mă opresc aici, vă doresc o zi bună și să zâmbiți, pentru că vor veni și alte vremuri, alte zile în care Simona va obține performanțe și mai bune și ne vom putea mândri atunci cu toții, indiferent dacă ne pricepem la tenis sau nu, cu rezultatele ei. Numai bine!